Happy Halloween vă doresc și bine v-am găsit la un nou top! Deoarece în anii trecuți am făcut clipuri atât despre filme cu zombie, filme horror și clipuri în general specifice pentru Halloween, iar anul acesta, în săptămânile trecute, am vorbit despre uh, universul The Walking Dead și evident că mai este un clip pe care vi l-am promis, cel cu compendimul The Walking Dead, urmează mâine, poi mâine, am zis că trebuia să aparați, dar l-am amânat pentru că oricum nu v-ați fi uitat și m-am gândit să vă ofer ceva poate chiar mai bun și anume un top de filme cu extraterestri. Din punctul meu de vedere, foarte valabile de Halloween, filmele cu extraterestri. Nu știu, mie îmi place să le văd în perioada asta și am văzut în ultimul timp unele sau câteva mai underrated de care sunt sigur că o parte dintre voi nu ați auzit de ele sau poate că, deși ați auzit de ele, nu aveați mare interes să le vedeți. Deși am pus și două, trei filme mai cunoscute, nu extrem de cunoscute, nu hituri imense, dar mai cunoscute, am mai pus două la care vom vorbi și vom ajunge la final, de care sunt sigur că poate nu ați auzit și care sunt extrem de underrated și foarte, foarte, foarte bune, iar evident tot ce este în acest top nu că vă recomand Vă oblig efectiv să vedeți pentru că sunt niște filme excepțional de bune. Așa că înainte de a începe, abia aștept să aflu topul vostru de filme cu aliens, cu extraterestri în secțiunea de comentarii. Sunt multe filme apărute, multe filme bune apărute în ultimii 30-40 de ani cu extraterestri. A fost la un moment dat și este în continuare o modă acest genre de filme deși nu am mai primit atât de multe filme extraordinar de bune, cum primeam acum ceva ani, dar știu că și voi aveți topul vostru și sunt extrem de curios să-l văd în secțiunea de comentarii. Până atunci însă, haideți să intrăm în topul meu, topul de filme cu treci pe care vi-l recomand, o să fie 5 filme și haideți să vorbim despre ele. Iar astăzi, pe 31, vă urez vizionare plăcută la cel mai horror și halloween film pe care vreți voi să-l vedeți. Let me know pe care l-ați ales. The War of the Worlds, primul film cu aliens de care m-am îndrăgostit cu adevărat și pe care cred că l-am văzut până ziua de astăzi de 4-5 ori și aici vorbim despre unul dintre numeroasele masterpieces pe care ni le-a oferit The Great Steven Spielberg de-a lungul timpului, de-a lungul zecilor de ani. Vorbim despre un film din 2005 care se menține la fel de incredibil și în ziua de astăzi. Vorbim despre nu doar un film cu extraterestri, cu o invazie extraterestră, cât un event imens pe care l-a, pe care l oferit Spielberg prin acest film. Se simte ca și un film mai mult decât complet, nu știu dacă, dacă înțelegi exact la ce, la ce vreau să mă refer. Pentru că de multe ori se simte că filmele cu extraterestri nu neapărat că sunt destul de grăbite, dar că puteau să ne ofere mai multe detalii, mai multe informații, pur și simplu mai mult. E bine, la The War of the Worlds se simte efectiv ca o poveste completă, perfectă. Nu mai e nevoie de mai mult. Steven Spielberg, deși evident că s-a inspirat după romanul celebru The War of the Worlds, ne-a prezentat povestea absolut perfect, exact așa cum trebuia ea să fie spusă și transmisă pe marele ecran. Și cred că la acea vreme, în 2005. Nu mulți regizori ar fi putut să realizeze un astfel de film într-un astfel de mod atât de grandios. Este, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai bune și solide performanțe ale lui Tom Cruise. Despre care am mai zis de-a lungul timpului că este un actor care nu mi se pare că are cel mai mare rang posibil, dar care are unele filme la activ extraordinare. De fapt, multe. Marea majoritate dintre filmele lui sunt filme extrem de bune, dar The War of the Worlds parcă aproape că le întrece pe toate. Și cred că atunci când ar fi să vorbim despre filme cu aliens care au îmbătrânit perfect, cred că la The War of the Worlds ne-am întoarce ca la un clasic. Cred că am bătrânit ca un clasic, deși au trecut de abia 18 ani de când a apărut. Am bătrânit foarte bine și vi-l recomand. Probabil că pe acesta mulți dintre voi l-ați văzut, dar în continuare este un film la care m-aș întoarce cu cea mai mare plăcere. Următorul film este The Faculty, un film din 98 dacă nu mă înșel și unul dintre filmele care veți vedea că au pornit un trend. Este acel film de dinainte de anii 2000 care evident că are acel vibe 100% și puternic de film de anii 90 spre 2000, de finalul anilor 90, cum se realizau cam toate filmele atunci la Hollywood. The Faculty însă ne oferă și rețeta unui film cu aliens foarte bună, unei invazii mai secrete într-un faculty, într-un colegiu, într-o universitate, de, de învățământ în care studenții erau pe cale de a fi invadați de aliens care luau forma profesorilor lor. Și asta mi s-a părut absolut superb ca idee și ca mod de realizare pentru anii 2000. Este un film pe care l-am văzut târziu, evident, acum câțiva ani abia, dar care se menține în continuare foarte bine. Din nou, nu este The War of the Worlds, dar este un film pe care dacă îl vezi acum pentru prima oară, Înțelegi cât de mult a influențat filmele cu Aliens și cu invazii secrete la mulți ani după și chiar și acum în 2023. Este un film care a pornit trenduri, asta clar, este, este un pilon în ceea ce ține de filme cu Aliens și cred că ar trebui să-l vedeți. Posibil ca în ochii multora să nu fim bătrânii atât de bine, dar eu zic că merită și acesta în continuare. pe locul al treilea este Cloverfield. Bine, al treilea film mai mult pentru că n-aș vrea să le clasez ca într-un top, deși se numește top 5 filme cu extraterestri, pentru că toate mi se par aproape la fel de bune și pe toate le iubesc aproape în egală măsură. Mi-ar fi greu să pun unul peste celălalt, dar am zis totuși să le pun într-o poziție ca să, ca să facem totuși un clip de genul. Așa că Cloverfield și v-aș recomanda de asemenea toate cele trei filme Cloverfield, The Cloverfield Paradox nu este wow, dar este și el ok, îl găsi pe Netflix, iar Cloverfield și Ten Cloverfield Lane sunt niște filme extraordinare. Însă vă vorbi despre Cloverfield, primul film din această trilogie momentan, dar mai mult franciză pentru că se mai continue probabil cu, cu alte filme din acest univers, dar Cloverfield este ceva cu totul special. Și veți simți asta din primele momente în care intrați în acest film. Un film care este aproape în întregime, sau cred că de fapt chiar tot filmul este filmat din POV, din first person, um, iar aproape tot filmul este văzut practic sau ne este prezentat prin, printr-o cameră, din first person. Ceea ce din start este ceva extrem de unic, mai ales pentru, cred că chiar anul 2000, când a apărut filmul, sau un pic mai târziu, dar nu mai știu sigur. Însă este ceva cu totul unic și deși de atunci au mai apărut multe filme be horror care au încercat această idee de a fi full POV din first person și nu a fost atât de ok, se vede că Cloverfield a împătrânit extraordinar și a pornit practic un univers întreg, pentru că Ten Cloverfield Lane, de exemplu, este un film extraordinar, preferatul meu din serie. Iar Cloverfield Paradox este interesant, ce are multe easter eggs mișto. Însă, Cloverfield este filmul în care vedem cel mai mult amenințările și ce se întâmplă în lume, despre ce aliens este vorba, despre ce creaturi este vorba. Deși la început ai crede că poate fi niște dezastre naturale, nu este chiar așa. Este un film superb, este un film care vorbește despre supraviețuire, despre haosul care, care s-ar crea în momentul unei astfel de, de întâmplări sau unei astfel de apariții, unei astfel de dezvăluiri, că există alte ființe în lume, alte creaturi care poată să distrugă ce avem noi, ce am construit noi. Filmul este superb, din nou multe easter eggs și dacă vedeți toate cele trei filme veți vedea că sunt legate prin niște moduri extraordinare și și acest Cloverfield este un film care a pornit un trend, un film foarte bun, un film care tocmai prin, prin modul atât de simplu, a zice, și deloc cinematografic de a, de a filma acest film, în totalitate în first person, cred că exact această chestie îl face atât de special. Faptul că este atât de unic, faptul că este ceva la care te întorci mereu cu gândul că, băi, vreau să văd ceva mai diferit, și faptul că după el a pornit un univers întreg. Și ajungem la ultimele două filme care pentru mine sunt ceva mai speciale. Unul este chiar din 2023 și altul este totuși ceva mai recent, din 2019 sau 2020. Însă haideți să vorbim despre acela de anul acesta. No One Will Save You, cu incredibila Caitlin Dever, pe care am văzut-o și în Unbelievable și în Booksmart, o actriță la început de drum chiar, dar care este senzațională în orice ar juca. Și No One Will Save You este un film care se duce practic la originile um, poveștilor cu extraterestri, la originile înfățișărilor um, de aliens pentru că în acest film extraterestrii sunt efectiv înfățișați ca acel mod clișeic și clasic de a fi ei prezentați cu capul mare, cu ochii mari, slab la corp, exact modul clasic de înfățișarea unui extraterestru, de, 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 de a crea un extraterestru. Însă tocmai asta îl face mișto. Faptul că este conștient de ce vrea să arate, faptul că este conștient că aduce aceste principii sau motive de bază în filme cu și vorbim pur și simplu despre o invazie cât se poate de simplu. Într-un orășel mai retras este, este vorba despre o invazie completă. Oamenii și vecinii uh, acestui personaj sunt... sunt sunt, să zic așa, puși sub stăpânire sau luat sub stăpânire de, de extratereștri, iar Caitlyn Dever rămâne, efectiv, singură, fără ajutor, tocmai de aici titlul No One Will Save You. Și tocmai acest mod, din nou, simplu, de a spune poveste, dar de a ști, totuși, cum să transmiți anumite idei, anumite momente de tensiune, fac filmul foarte mișto. Faptul că nu a vrut să fie pretențios doar de dragul de a fi faptul că, deși cu un buget, cred eu, extrem de mic, a reușit să, printr-o locație, printr-o casă și câteva scene în pădure, să creeze o atmosferă extrem de tensionată. Asta datorându-se și, și a pridunilor lui, Caitlyn Dever. Dar asta este altceva. Așa că No One Will Save You vine ca o gură de aer extrem, extrem de proaspăt în 2023, când, hai să fim serioși, nu am mai primit de ani buni. Filme cu adevărat bune cu extraterestri. Filme care să, să abordeze idei noi, idei interesante. Și uite că No Save You, deși nu abordează o idee nouă, o face într-un mod extrem de interesant. Și ajungem la ultima recomandare, și un film pe care îl consider cu adevărat un underrated sau un efectiv unknown. Masterpiece, un film despre care sunt sigur că nici măcar nu ați auzit, îl găsiți pe Amazon Prime, este chiar făcut de Prime și este vorba despre The Vest of Night. Nu are actori mari, nu are buget mare, pentru că mare parte din film este filmat noaptea, nu are locații, are efectiv un orășel din Oklahoma, un orășel cât se poate de mic, însă ce are? Are unele dintre cele mai unice, speciale, și, și, superbe abordări pe care le-am văzut vreodată în filme, în filme cu zatereștri, în filme horror, în filme care vor să transmite acea tensiune, să te țină pe scaun terifiat sau în suspans. Acest The Vest of Night face toate chestiile astea la nivel de artă. Este un film scurt, dar un film căruia trebuie să-i dai timp, pentru că începe slow și în materie de 90 și 5% este doar vorbăraie. Dar tocmai asta este special la acest film. Faptul că din nou vorbim despre o invazie extraterestră la începuturile ei, ceva simplu, dar ceva atât, atât de superb creat. Actoria este excepțională, regizorul este nu doar la primul proiect, dar nu a mai făcut absolut nimic altceva în afară de acest film. Și tocmai asta mi se pare incredibil cum niște oameni atât de unknown și întăriti reușit să creeze acest film, însă tensiunea din film vă jur că nu o să o mai întâlniți la aproape nimic altceva. Am zis că în mare parte din film este vorbăraie și primim, avem parte de două sau trei momente în care cele două personaje principale primesc niște apeluri de la anumite persoane care au avut encounters cu aliens. Posibile encounters cu Aliens. Iar toate acele cadre, fără spoilers, sunt cadre statice doar pe un personaj care vorbește la telefon cu acei oameni care au avut întâlniri de gradul 0 cu aliens sau au descoperit anumite chestii. Și tensiunea dialogului, unui simplu freaking dialog, este hands down incredibil. Pentru că tu nu-i vezi fața omului de pe cealaltă linie. Doar auzi povestea terifiantă pe care o spune prin telefon și vezi treptat cum personajul care este în cadru este din ce în ce mai surprins, din ce în ce mai speriat și ușor, ușor își dă seama de ce se întâmplă. Și asta este superb. Faptul că nici măcar din punct de vedere cum a fost filmat nu este ceva wow, deși este la un moment dat un trekking shot superb prin, prin, tot acel orășel, este dar nu știu, pur și simplu au găsit niște moduri atât de interesante de a spune o astfel de poveste și de a te ține lipit de scaun, încât n-am cum să nu-i ofer cele mai mari laude acestui film și v-aș ruga să-l vedeți pe acesta cel mai tare și v-aș fătui să-l vedeți cel mai tare pentru că este cel mai underrated, pentru că este un film despre care n-au este aproape nimeni și pentru că este un film despre care nimeni nu cred că crede că merită văzut dar merită. Și vă rog, The Vest of Night și No One Will Save You treceți-le obligatoriu pe listă pentru că sunt absolut superbe. Și sunt filme noi și fresh, cum nu am mai primit de mult când vine vorba despre Jaraul cu filme cu aliens, cu și despre aliens. Și acesta cam este topul meu. Vă urez încă o dată Happy Halloween să vedeți cele mai bune, mișto și horror filme în această perioadă. Dacă n-ați văzut încă Destule deja, până atunci însă și până la următoarele discuții din nou, mâine sau păi mâine, The Walking Dead ne întoarcem în acel univers și vă aștept și acolo cu păreri în mod evident, dar până atunci însă, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.